Salutare și bun găsit! Astăzi vorbim despre conacul Zarifopol, localizat în satul Cârligi, comuna Filipești, din județul Bacău, care a fost construit în anul 1850 de către boierul moldovean Ștefan Catargi, vornic, iar mai apoi mare logofot în timpul domniei lui Mihail Sturza. Clădirea a ajuns mai târziu, în anul 1857, în proprietatea familiei Zarifopol, capul familiei fiind un fermier vânzător de cai de origine greacă, Pavel Zarifopol. În cele 30 de camere ale conacului de la Cârligi, oaspeții au fost întotdeauna la mare cinste, indiferent că aceștia făceau parte din familiile cu care Zarifopolii se aliaseră sau alți prieteni de vază din lumea literară ori științifică, cum ar fi Caragiale, Filipide, Ibrăileanu sau Galaction. În dimineața zilei de 30 noiembrie 1930, Iorgu Zarifopol, fiul lui Pavel Zarifopol, pe semne că plictisit de viață, a fost găsit spânzurat în camera sa, fiind apoi înmormântat în cripta familiei de lângă biserica din sat. Tragedia vine după nenumăratele sale prospecțiuni eșuate în încercarea de a descoperi țiței pe moșie, în goana nebună după aurul negru din anii 20. În urma acestei întâmplări, construcția a ajuns să fie considerată loc bântuit, localnicii numind-o Casa Diavolului. Personal am copilărit pe aceste meleaguri, dar nu am auzit această denumire din gura niciunui cârligean. Spunea bunicul povești la gura sobei despre boierul Zarifopol, care avea o sanie trasă de doi cai mari și sprinteni cu coama până la pământ, cu care plimba boieroaica în drum spre biserica din sat. Îmi și imaginam oare cum o fi fost pe timp de vară, că doar na, boierul avea și caleașcă atunci când tot familionul ieșea la aerisit până la pârâul din vale pe drumul Hărmăneștilor, străjuit de brazi de o parte și de cealaltă de drum. Sau cum or fi arătat beciurile pline cu carne afumată, brânzeturi și mărături ce se aflau în spatele conacului. L-am prins și eu, copil fiind, pregătindu-mă de vacanța de vară la bunici, aflându-mă cocoțat pe tăpșanul unuia dintre beciuri. Acum, după câteva decenii, terenul este drept. Băutam apă și din fântâna boierească după ce ne umpleam burțile de mere domnești și pere sântiliești. Nici porțile de fotbal nu mai sunt. Au rămas doar amintirile. Parcă ieri îmi spunea vărul Culiță, atunci când mergeam și mâncam bardace din curtea școlii, uite, Vali, aici și că ar fi murit boierul, în camera asta de la Temisol, aruncând cu sâmburii de la prune în geamul ce stătea să cadă. Acum istorisirile sunt împărțite, ba a murit la etaj în partea de est a clădirii, înspre fântâna boierească, ba la parter, ba la etajul 1 din aripa de vest. Poate într-o bună zi zidul acelei camere blestemate va lăsa spiritul boierului să-și găsească liniștea. După instaurarea dictaturii proletare în martie 1949, conacul a fost confiscat de regimul comunist, iar familia a primit domiciliu obligatoriu la Piatra Neamț. La începutul anilor 2000, moștenitorii au revendicat întregul domeniu Zarifopol, iar în anul 2007, atât clădirea cât și terenul pe care era amplasată școala au fost retrocedate. În prezent, conacul din Cârligi se află în stare de conservare, fiind considerat de specialiști drept un edificiu de importanță națională din categoria monumente și ansambluri de arhitectură.